Un nou fenomen infracțional este în atenția polițiștilor din Roșiorii de Vede, care vizează grupuri de romi din Craiova ce acționează pe raza mai multor județe și își aleg ca victime bătrâni care locuiesc singuri, ademenindu-i sub diverse pretexte afară din locuință pentru a-i jefui. În această situație a fost și o bătrână de 78 de ani din Drăgănești de Vede, de la care au încercat să cumpere câteva ouă, oferindu-i o bagnotă de valoare mare, la care bătrâna trebuia să le dea rest, moment în care aflau locul unde victima ține banii în casă. În timp ce una sau două persoane din grup îi distrag atenția victimei, celelalte intră în casă, de unde sustrag bani și alte bunuri de valoare. Față de persoanele implicate în incident, adică cele care au încercat să fure de la bătrâna din Drăgănești de Vede, polițiștii secției 4, Roșiori de Vede, au luat măsura reținerii pe 24 de ore și urmează să fie trimiși în judecată pentru o tentativă de furt calificat. Recomandăm în special persoanelor vârstnice din mediul rural și din mediul urban să nu permită accesul în locuința persoanelor necunoscute, indiferent de pretextul cu care sunt abordate. Persoanele reținute de polițiști în acest caz sunt femei de etnie romă din Craiova, care se deplasau în căutarea victimelor cu un autoturism Opel Astra Caravan înmatriculat în Bulgaria și condus de un bărbat. Polițiștii de la posturile comunale din raza de competență a Poliției Roșiorii de Vede continuă acțiunile de instruire antivictimală a persoanelor în vârstă, singure cu locuințe izolate, și totodată urmăresc și alte persoane din grupul de rom din Craiova care acționează pe raza județului Telorman. În cazul în care sunt abordați sub diverse pretexte de către persoane necunoscute, cetățenii sunt rugați să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112, postul de poliție comunal sau Poliția Municipiului Roșiorii de Vede la numărul 0247 466 303.